Bun găsit pe raportul de gardă.ro. Discutăm astăzi cu domnul dr. Răzvan Curcă, medic oncolog, despre noutățile în terapia cancerului urotelial metastatic în contextul congresului desfășurat online în acest an din cauza pandemiei, congresul ASCO 2020. Cea mai importantă, spun eu, manifestare a lumii oncologice și locul unde se anunță noutățile. Cred că este cazul și pentru cancerul urotelial metastatic în acest an. O boală care mă spune că pentru o lungă perioadă de timp a suferit, pentru că soluțiile, cel puțin cele inovatoare, o lungă perioadă au întârziat, dar și de câțiva ani asistăm la, a spune, o diversificare a ofertei. V-aș întreba, domnule doctor, mulțumesc în primul rând că sunteți alături de noi. Care ar fi principalele noutăți din sfera cancerului urotelial care au fost prezentate la ASCO 2020? Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru oportunitate. Bună seara tuturor! Acum, ASCO 2020 este un ASCO mai special, fiind online. Nu știu cum au perceput colegii acest eveniment, dar cred că a fost unul dintre cele mai bune ASCO din ultimii 5 ani, chiar dacă a fost online, și din punctul ăsta de vedere cred că a fost un mare câștig că am avut posibilitatea să fim prezenți acolo, chiar și de acasă, chiar lipsindu-ne contactul persoană lângă persoană sau partea de socializare, dar a fost important să vedem știința și mă bucur că am avut această posibilitate. Legat de cancerul urotelial, într-adevăr, au fost niște noutăți, au fost date, zic eu, importante, pe care le-aș structura pe trei capitole. În primul rând, avem niște date încurajatoare din studii de fază 1 și fază 2 legate de terapie neoadjuvantă sau perioperatorie cu combinație de imunoterapie, cu pembrolizumab, cu chimioterapie, care aduce o rată de răspuns complet patologic undeva de 50% și chiar mai mult, care, cel puțin din punctul meu de vedere, este extrem de încurajatoare și în mod clar va aduce în această zonă neoadjuvant perioperator pentru viitor, eu zic, va fi un câmp fertil pentru cercetare și sigur vor veni și studii de fază 3 cu această, să zicem, indicație. Legat de terapia adjuvantă, și acolo am avut de data asta un studiu de fază 3, un INVIGOR 10, care a comparat atezolizumabul cu placebo în terapia adjuvantă după cistectomie. Din păcate, acest studiu a fost un studiu negativ, nu a arătat un avantaj semnificativ față de placebo în ceea ce privește în termen de disease free survival și asta ne arată că această, să zicem, poziție adjuvantă cred că va fi tot mai puțin cercetată sau nu va fi atractivă pe viitor. Și cred că partea de neoadjuvant și perioperator va trece ca și câmp de cercetare în primul plan. Legat de cancerul urotelial metastatic, în mod special am avut datele legate de Gevonin 100 cu avelumab în mentenanță plus chimioterapie și asta a fost, să zicem, una din comunicările cele mai bine primite și mai urmărite în cancerele urotiliale la ASCO 2020. Și acest studiu ne-a arătat o nouă strategie și a arătat validarea acestei noi strategii de terapie de mentenanță după chimioterapie inițială în cancerele urotiliale metastatice la pacienții care nu progresează sub chimioterapie. Cam astea ar fi, mai sunt și alte studii care, să zicem, validează opțiuni de viitor, cum ar fi cabozantinib plus atezolizumab sau erdafitinib pentru pacienții cu mutații GF receptor 2-3, dar astea sunt, să zicem așa, arsenalul poate de mâine sau de poi mâine în cancerul urotelial. Astea, celelalte trei, mi s-au părut poate
cele mai importante lucruri care s-au comunicat pe situație neoadjuvant, adjuvant, respectiv metastatic. Aș propune să discutăm în continuare despre, ați menționat deja, de fapt, studiul Javelin Bladder 100, care, așa cum spuneați, propune o soluție pentru o nouă strategie terapeutică și v-aș întreba, în primul rând, dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre studiu și mai ales despre, eu știu, subgrupul de pacienți care ar putea să beneficieze de tratamentul cu avelumab ca mentenanță. A fost un studiu clasic de fază 3, un studiu bine echilibrat, care a comparat la aproximativ 700 de pacienți împărțiți în două brațe, care au primit chimioterapie de primă linie bazată pe platină. Platina fiind atât cisplatin cât și carboplatin, asta ar fi, să zicem, de fapt, ceea ce noi vedem curent în tratamentul cancerilor urăteliale, dăm chimioterapie bazată pe platină în prima linie. După care, pacienții care au obținut cel puțin boală stabilă au primit, să zicem, după exemplu de la plămân, un switch maintenance, aș zice eu, pe avelumab față de best supportive care. Deci, practic, comparația și intenția acestui studiu a fost interesantă în sensul că n-a abordat, să zicem așa, cum au fost celelalte medicamente din grupa checkpoint inhibitor sau imunoterapie, n-a abordat strategii de genul concomitent sau comparativ cu chimioterapia, ci a mers pe această strategie mai inovativă, pe a încerca să conserve, să zicem, atât beneficiul chimioterapiei, și de aia a fost selectat subgrupul pacienților care au avut beneficiu, care nu au progresat sub chimioterapie, și să încerce să combine beneficiul chimioterapiei cu imunoterapia. Și din acest punct de vedere, acest studiu a fost un succes, pentru că obiectivul principal al studiului, care era supraviețuirea globală, a fost atins. Deci, în mod clar, supraviețuirea globală a fost îmbunătățită cu un hazard ratio, eu zic, foarte semnificativ, un 0,65%, dacă bine mi-aduc aminte, 0,65%, cu un interval de confidență suficient de convingător. Pe de altă parte, încă un lucru important a fost în acest studiu, și anume faptul că a validat pentru această strategie importanța PD-L1 ca și biomarker, pentru că pacienții care au fost cu tumori PD-L1 pozitive, care au fost undeva cam la 50% din pacienții luați în studiu, au beneficiat suplimentar și mai mult de terapia cu avelumab. Deci și au beneficiat cu un avantaj de asemenea semnificativ de supraviețuire și cu hazard ratio chiar mai bun, sub 0,6. Iar supraviețuirea mediană a acestui subgrup de pacienți PD-L1 pozitiv nu a fost atinsă, deci la urmărirea mediană de la comunicarea rezultatelor. Ceea ce înseamnă că mai probabil va fi o supraviețuire mediană de peste 2 ani, ceea ce este extraordinar. Oricum, datele de supraviețuire din Javelin Bladder 100 sunt cele mai bune comunicate vreodată în cancerurile uroteliale metastatice, ceea ce este, de aia a și fost prezentat în cadrul simpozionului prezidențial, de aia a și impus înregistrarea avelumabului la foarte scurt timp după ASCO, cred că foarte recent, de săptămâna trecută, cred că, sau de 2 săptămâni a fost înregistrat deja. Într-adevăr, aproximativ 3-4 săptămâni au trecut de la prezentarea, cum spuneați, exact, în sesiunea plenară a rezultatelor din Javelin Bladder 100 și până când FDA a aprobat această indicație pentru avelumab. Sigur, până vom avea înregistrarea și în Europa tradițional, vor mai trece câteva luni. Dar cum se vede de la dumneavoastră, medic-oncolog, care
Ați simțit de-a lungul timpului că e o mare nevoie în această zonă a cancerului urotelial metastatic. Cum se vede această aprobare din partea FDA, care vine foarte repede și, a spune eu, aș anticipa puțin, vine ca o recunoaștere clară a valorii, a datelor pe care le-ați prezentat. Cum se vede din perspectiva dumneavoastră clinică? Aș aborda lucrurile în două orizonturi, să zicem așa. În primul rând, dacă este să ne uităm la aprobările FDA-ului după ASCO, este, cred că, una dintre cele mai rapide aprobări pe care le-am văzut vreodată după o prezentare susținută la ASCO. Deci să fii cam la o lună de zile după ASCO cu aprobarea FDA obținută, nu mi-amintesc vreodată să fi fost. Deci, din punctul ăsta de vedere, în mod clar, e o excepție și o excepție fundamentată în mod clar, și anume, cred că această strategie este cea care combină, de fapt, avantajul chimioterapiei, pentru că avem un procent de pacienți care răspund bine și răspund uneori și pe termen lung la chimioterapie. Ori, combinând avantajul chimioterapiei cu imunoterapia selectat pe acest subgrup de pacienți și excluzând pe cei care sunt undeva cam la 15% care progresează sub chimioterapie și care oricum au un prognostic foarte prost, putem selecta un subgrup de pacienți care au remisiuni pe termen lung, au un beneficiu substanțial din această asociere, care se face secvențial. Și de fapt asta e noutatea acestui studiu, pentru că au fost încercări cu ceilalți checkpoint inhibitors în combinație cu chimioterapia și comparat cu chimioterapia ca și standard. Ori toate aceste strategii nu au arătat niște beneficii extraordinare și până acum nimic, să zicem, semnificativ nu a venit din această strategie. În schimb, strategia velumabului, să zicem așa, a câștigat și dovada a venit extrem de rapid la aprobare din partea FDA-ului și cred că este, de fapt, ca să înțelegem așa pentru practică, ce ar însemna această strategie. De fapt, de obicei, când făceam chimioterapie și mai ales la pacienții la care aveam beneficiu, după un număr oarecare de cicluri, de multe ori 6, pacientul nu mai primea tratament și se aștepta până acest pacient progresa și la situația actuală din România primea deja avem rambursat de o lună și ceva, aproape 2 luni avem rambursați checkpoint inhibitors pentru linia a doua, deja putea primi checkpoint inhibitorul imunoterapia de linia a doua. Pe de altă parte, strategia pe care o propune acest studiu este să nu așteptăm și să nu pierdem beneficiul obținut în urma chimioterapiei, ci să începem imediat un fel de switch maintenance, exemplu din plămâni, și să aducem imunoterapia nu la progresie, ci să încercăm să întârziem cât mai mult progresia. Și avantajul acestei strategii s-a văzut în avantajul de supraviețuire globală, pentru că un procent foarte mare din pacienții care au progresat pe brațul de best supportive care au primit imunoterapie la progresie în linia a doua. Și cu toate astea, procentul lor a fost undeva de aproape jumătate. Aproape jumătate din pacienți au primit checkpoint inhibitors în linia a doua. Ori, chiar și cu această imunoterapie primită în linia a doua, beneficiul de supraviețuire pentru switch maintenance a fost pe avelumab a fost substanțial. Deci cred că e strategia câștigătoare și va deveni, cred, foarte curând standard of care. Deci o văd ca și strategia care va eclipsa ceilalți checkpoint inhibitor și alte strategii în cancerul urotelial metastatic. Într-adevăr, imunoterapia checkpoint inhibitors, așa cum deja ați menționat, cu acces al pacienților din România recent la unii dintre ei și cu această perspectivă, cum să spun, extrem de avantajoasă pentru pacienți pe care o aduce avelumab. Spuneam că checkpoint inhibitor sunt cei care au schimbat, să spunem, perspectiva pacienților cu cancer urotelial metastatic, așa cum foarte bine ați explicat. Aș mai avea o singură întrebare și anume, cum credeți că va evolua tratamentul în această boală în perioada următoare?
La ce să ne așteptăm de la următoarele congrese? Pentru că în ultimii ani am văzut în fiecare an, cred, în ultimii 3-4, date din diverse studii care aduceau cu acest vârf reprezentat de Avelumab, aduceau soluții pentru această categorie de pacienți. La ce ne-am putea aștepta de acum înainte? Mă aștept în următorii ani, în primul rând la cancerele non-metastatice, la impunerea strategiei neoadjuvante sau perioperatorii cu chimio plus imunoterapie administrată concomitent. Pentru stadiile metastatice, în mod clar, peisajul se va schimba prin această strategie de primă linie. Va trebui să ne gândim și să gândim alte opțiuni pentru linia a doua după progresie pe Avelumab în mentenanță și ce aveam acum standard imunoterapia de linia a doua nu va mai fi standardul ulterior pentru că deja avem imunoterapia dată în mentenanță, deci va trebui să regândim linia a doua, vin compuși de genul erdafitinib, cum am spus, vin în această zonă și probabil că vom avea și alți compuși din această zonă a terapiei moleculare țintite pe diferite subseturi de cancere uroteliale, pentru că aceste terapii țintite, spre exemplu, erdafitinib are rate de răspuns de 40-40 și ceva la sută în linii subsecvente, ceea ce înseamnă, eu zic, foarte mult și probabil că vom vedea ulterior poate combinații de mentenanță. Mai degrabă aici văd, pentru că ăsta este, să zicem, primul pas, schimbarea de paradigmă în domeniul tratamentului de primă linie. Dar nu cred că lucrurile se vor opri aici. Vom vedea, sigur, și o mentenanță mai complexă, probabil cu două medicamente din clase diferite, un checkpoint inhibitor cu altceva, de exemplu cu o terapie țintită. Posibil să vedem și alți biomarcări, pentru că această căutare de biomarcări, în condițiile în care PD-L1 e singurul pe care îl avem, să zicem, cât de cât impus în cancerele uroteliale, dar este departe de a fi perfect, sunt convins că vom putea găsi și alți biomarcări pe viitor care să îmbunătățească selecția pacienților. Deci ne așteptăm la lucruri frumoase și interesante și în perioada următoare. Aș spune ca o concluzie că prin publicarea datelor din studiul Javelin Bladder 100, deja prezentul arată poate neașteptat de bine pentru pacienții cu cancerul urotelial metastatic. Trebuie să ne uităm doar cu 2-3 ani în urmă, să vedem cât de puține erau de fapt soluțiile. Iar viitorul, așa cum ați spus, cu toate aceste potențiale combinații, va arăta cu siguranță foarte bine sau mult mai bine decât ne-am fi gândit, ceea ce sigur ne duce cu gândul la faptul că știința progresează, mai ales în oncologie, într-un ritm exponențial spre beneficiul pacienților. Exact. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, domnului doctor Răzvan Curcă, pentru toate aceste lămuriri despre Avelumab și studiul Javelin Bladder 100, iar dumneavoastră rămâneți pe raportul publicat. Mulțumim mult! La revedere!